Se spune că diavolul a stat odată de vorbă cu un bătrân puznic. Ava l-a întrebat dacă sunt mulți creștini în iad. Creștini? Nu sunt, răspunse diavolul. Cum așa se mira Ava? Doar creștini nevrednici au fost și sunt încă. nu i niciun creștin acolo, spuse din nou diavolul. Poate că sunt și nu-i știi tu, stăruia Ava. Pe toți știu, căci pe toți i am pe inventar, nu poate fi vreunul despre care să nu fie auzit. Ava se tot mira și se minuna. Aha, strigă deodată diavolul, știu la ce te gândești. Cred că la oamenii aceia care merg din când în când duminica la biserică de ochii lumii, pe la 90 tot timpul plictisiți cu ochii pe ceas, cu o față obosită de la internet sau televizor, cu gândul la treburile lor care îl slăvesc pe Dumnezeu numai cu gura, dar nu și cu inima, fără faptele creștinești. Da, din ei avem o grămadă. De astfel de oameni nu duce în lipsă, dar creștini să știți că nu avem niciunul aici.